ai un bronz minunat după atâta Mykonos. Eu sunt genul de persoană care știu să mă bucur de timpul pe care l-am atribuit pentru vacanță și apoi să mă întorc la muncă să iau de la capăt. Îmi dozezi foarte bine energia. Zim, ce ți-a adus frumos această vară? Uai! Vara asta mi-a adus tot ce n-am avut în mulți ani înainte. Se vede pe fața ta. Liniște, libertate, relaxare, încredere, multe, multe lucruri. Adică mă simt extrem de bine, mă simt demențial de bine și mă simt așa, ca și cum o iau de la capăt, uite că tot vorbeam și cu noul sediu, o iau de la capăt în toate lucrurile pe care le-am de făcut în viitor. Toate lucrurile, zi-mi care sunt alea, zi-mi dacă ai cunoscut oameni simpatici pe unde ai călătorit, îți ai făcut prieteni? Am atâția prieteni, asta vorbeam mai devreme și cu unul din colegii tăi, că am contacte din toate colțurile lumii, atât fete cât și băieți. Am cunoscut niște bărbați extraordinari, cu care, da, încă păstrez legătura, ce crezi? Oh, n-ai tu că te-ai mutat din țară dacă ai cunoaște un bărbat care să te merite? La o adică, dacă chiar se întâmplă, da, dar până atunci stăm așa, că e bine, e foarte bine așa momentan. Mai crezi eu, da. Mai crezi, nu? Da. Dar de ce să nu până la urmă? Da, bineînțeles. Uite, te văd în rochia asta albă, atât de frumoasă. Am venit cu rochia asta albă, că niciodată nu știi. Știi cum vine ăla perfect și atunci să fii pregătită, să fii pregătită pentru orice. Vezi, liniștea asta și libertatea asta unde te duce cu timp. Aia zic, atâta timp cât ești bine cu tine, cu siguranță ești bine și cu tot ce e în jurul tău. Ai simțit că atunci când ești bine cu tine, toate lucrurile bune vin așa, ca un magnet pe lângă... Mi se pare o cam parte de o abundență pe toate planurile, incredibil. Jur, deci mi se pare superb. Oamenii mai primesc mesaje câteodată că par nebună sau că mă prefac sau că nu, este foarte bine. Atât timp când lucrezi cu tine și la nevoile tale, crede-mă, ajungi să te iubească oricine, oricum, oricând. Atât timp cât te iubești tu, normal că primești și din alte părți. Asta este cel mai important. Dar până să ajungi în acest moment, na, și tu ca fiecare om ai avut dezamăgirile tale, ai avut suferințele tale. Și încă câte dezamăgiri, lovituri, până la urmă așa e, trebuia să tratezi niște lucruri și trebuia să evoluezi. Și mulțumesc Universului care a existat și lucrurile și persoanele respective ca să ajute la evoluția mea. Crezi că acum vei atrage omul care ți se potrivește cel mai bine? Cu siguranță. N-am nici măcar un dubiu. Nici nu mai e mult până acolo. O să vezi. Come on, give me that green light. You can let your hair hang.